Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt sau de când sunt pe pământ. Piesa Pierdut buletin nu e piesa mea. Deci piesa asta nu e piesa mea, nu e albumul meu, nu e piesa lui Smiley. E piesa lui Doc. Piesa asta, practic, noi ne-am programat-o acum 5 ani. Când ne-am întâlnit noi prima oară și am stat de vorbă și am dezbătut o grămadă de probleme și știu ce. Și am ascultat eu albumul trecut al lui Doc și eram fascinat de felul în care scrie, de felul în care rapă-e, se părea extraordinar. Și în continuare mi se pare extraordinar ceea ce. Și eu fiind fan Doc, zic, bă, am vorbit amândoi și zic, bă, poate facem o piesă la un moment dat. Și așa a rămas vreo 5 ani. Și bă, ne-am reîntâlnit, eu i-am propus, bă, dar nu vrei să lucrăm împreună, să facem piese. El a zis, bă, eu aș vrea să scriu și pentru alți artiști și așa a luat naștere colaborarea dintre Doc și HaHa Production. Și Pierdut buletin, el mi-a zis, bă, uite, sunt cu albumul ăsta Doc și Moțu în HD și cred că ar fi mișto să facem o piesă împreună. Dar să vedem ce. Și a venit cu un negativ în stare incipientă de la Moțu, care pe mine, eu când l-am ascultat, zic, bă, știi ce aș vrea să scriu pe asta? Era ce mi-a rămas mie în cap. Da, 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 da. Și pe mine m-a dus cu gândul la, ca să înțelegi ce, nu știu ce conexiuni fac eu, pe mine m-a dus cu gândul la mafie, m-a dus cu gândul la la Piovra, dacă vă mai aduceți aminte, la Piovra aia de pe vremuri. Nu știu de ce, ca referință muzicală și zic, bă, la Piovra, cu mafia, cu controlul ăsta, cu nebunea, zic, bă, hai să facem o piesă despre pierderea identității. Despre faptul că devenim toți niște roboți și că suntem toți la fel și că ne pierdem identitatea ca oameni, ca personalități, ca nație, ca tot. Și el a zis, bă, mi se pare tare ideea, hai să o facem. După care el a scris, s-a gândit la prima strofă din asta și ne-am întâlnit tot după amiază și ne-am gândit la cum am putea să redăm cel mai bine și cel mai pe înțelesul oamenilor cum îți pierzi identitatea. Și zic, bă, fii atent, hai să o gândim exact ca o... și mă refer la refren acum. Hai să o gândim exact ca pe un anunț la mica publicitate. Cum faci un anunț la mica publicitate? Sau la atunci când faci declarații. Pierdut buletin, seria nu știu care, adresa nu știu care, nu știu cum. Și ce se întâmplă când îți pierzi buletinul? Nu mai știi cine ești, că nu mai știi care e, nu poți să te prezent, uite, nu mai ai identitatea, nu mai ai numele, nu mai știi de unde vii sau de când sunt pe pământ, că nu mai scrie nici data de naștere, da? Doar un lucru rețin. Și aici vine șpirul, că semăn cu tine și poți să-mi dai buletinul tău, că oricum nu contează. Pentru nimeni. Și mi s-a părut atât de mișto și mi s-a părut catchy. Duma. Nu știu câtă lume a înțeles. Cred că marea majoritate au înțeles că eu mi-am pierdut buletinul. Știi că încă mă întreabă oamenii, domnule, dar ți-ai găsit buletinul? Zic, nu, încă călătoresc cu pașaportul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.